Astăzi a avut loc un eveniment deosebit de important organizat la Palatul Culturii Teodor Costescu cu ocazia zilei de 8 martie, în cadrul căruia au fost prezentate poveștile câtorva femei de succes din Mehedinți. Ziua femeii, marcată în toată lumea pe data de 8 martie, serbează curajul și puterea celor care au jucat un rol extraordinar în societate, dar le celebrează și pe femeile din viața fiecăruia dintre noi, de la iubite la mame, colege și prietene. Astfel, cu această ocazie a fost organizat și la Drobeta Turnul Severin un eveniment prin care au fost celebrate femeile. Acest eveniment a fost organizat de către Liceul Teoretic Șerban Cioculescu, Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja, în colaborare cu Palatul Culturii Teodor Costescu. Cariera mea se împarte în două, una ca și ofițer în cadrul ISU și ofițer în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și una ca și profesor de not. În prezent, datorită activității mele ca sportivă de performanță, mă bucur că nu sunt singura astăzi aici și probabil ambiția de care am dat dovadă ca și sportivă de performanță ajungând până la nivel de vicecampioană europeană, acum peste 25 de ani, m-a adus aici în fața dumneavoastră astăzi ca locotenent colonel la ISU, am pornit de jos acum peste 20 de ani de la sergent major. Ce pot să vă spun? Că ambiția cred că m-a adus aici și sper ca tinerii din ziua de azi și copiii mei, am doi copii, să-mi urmez de ambiții. Anul trecut, la doar un an după ce am născut, mi-am luat fetița de un an alături de soț și ne-am dus până în Canada, la Jocurile Mondiale ale Polițiștilor și Pompierilor, de unde m-am întors după un an de zile de la naștere cu 6 medalii. La înot, bineînțeles. Activitatea s-a denumit Despre femei pentru tinere femei și am avut drept scop evidențierea unor modele de femei demne de urmat de către tinerele din județul nostru, femei pe care le-am invitat în așa fel încât să facă parte din domenii diferite și am avut medicină, sport, educație, antreprenoriat. Ne-am dorit totodată să facem în așa fel încât activitatea să bine dispună și am avut parte de mai multe momente artistice, am avut o invitată de onoare pe doamna Sanda Argint, care ne-a bucurat prin cântecele dumneaei. Prin astfel de evenimente, poveștile de succes sunt auzite și pot inspira și alte femei. A fost un eveniment extraordinar astăzi, organizat cu ocazia zilei 2 martie, Ziua Internațională a Femeii. Vreau să-i mulțumesc doamnei Irina Drăghia și domnului Marian Gherghinescu pentru invitația de a fi prezentă astăzi. Pentru mine este o onoare să fiu alături de atâtea doamne cu o carieră de succes în municipiu, Drobeta, Turnul Severin și în județul Mehedinți. M-am bucurat să petrec câteva ore aici, alături de aceste doamne minunate și să împărtășim fiecare dintre noi experiența de viață și de carieră și poate să fim sursă de inspirație, să zic așa, pentru tinerii care astăzi au fost prezenți în sală. Doresc să spun și eu tuturor femeilor un călduros la mulți ani și să rămână vesele, zâmbitoare, să iubească și să fie iubite. Este o zi în care femeile sunt recunoscute pentru realizările lor, fără a ține cont de deosebiri, fie că sunt naționale, etnice, lingvistice, culturale, economice sau politice. Am avut onoarea să particip alături de distinsele doamne de succes ale societății noastre. Sunt mândră și onorată. Am ascultat poveștile acestora de viață. Mă bucur că mă număr printre ele și deodată este o onoare deosebită să fiu considerată una dintre femeile care sunt de succes ale acestui oraș și promovează sportul, pentru că în principal asta este vorba despre cariera mea sportivă și mă bucur mult pentru că am luat parte la acest eveniment. Evenimentul s-a numit Despre femei pentru femei tinere, scopul fiind evidențierea unor modele de femei demne de urmat pentru tânăra generație. În primul rând aș vrea să spun felicitări pentru toată emisiunea care a organizat-o Irina Drăghia și aș vrea să spun doar la mulți ani tuturor femeilor o primăvară frumoasă. Mulțumesc încă o dată pentru invitație și mă bucur că mă aflu în această zi importantă, Ziua Femeii, Ziua Internațională a Femeii. Mă grăbesc așa, grăbită sunt de o viață și nu știu de ce mă grăbesc, că tot acolo ajung. Deci vă spun din tot sufletul meu să fiți sănătoase, să fiți iubite, pentru că iubirea
nu moare niciodată. Doamnele prezente la eveniment au fost din toate categoriile și astfel, prin poveștile expuse, au putut influența și tânăra generație. De asemenea, evenimentul a fost presărat cu momente artistice inedite. Dragoste mi-a fost lăsată, de mulți am tot căutată, când credeam